me chan chan chan. Te afli pe stradă și ești surprins dintr-o dată de o hoardă de zombi? Nu te speria! Arafat al americanilor a găsit o soluție și pentru asta vă spun după știri cum vă puteți feri de o invazie zombi. Au amendat mortul. Un bărbat din Râșnov care a murit în urmă cu 2 ani a fost sancționat de polițiști pentru că a ieșit pe stradă după ora 23. Agentul de poliție locală a scris în procesul verbal numele fratelui contravenientului, iar documentul a ajuns acasă la familia defunctului. Învățătoare a ajuns vedetă pe internet după ce a fost acuzată că l-a bagiocorit pe elevul care i-a adus un mărțișor urât. Învățătoarea nu numai că a negat incidentul, ci l-a făcut reclamagiu pe tatăl copilului și a spus că toată lumea din școală are o problemă cu acel elev. Doamna învățătoare, noi la jurnalism am învățat lecția numărul 1 de manipulare. Când nu ai argumente, spui, toată lumea crede ca mine. Naomi Campbell surprinde din nou. Ea apare într-un pictorial topless la 50 de ani pentru coperta revistei ID Magazine. N-a purtat decât bikini și accesorii excentrice în stil tribal de carnaval. Ședința foto a avut loc în Kenya, acolo unde locuiește starul. Dacă la noi spoturile cu și eu mă vaccinez au fost suficient de creative în viziunea unora, americanii chiar par să-și dea silința. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a inițiat o campanie neconvențională care, sub pretextul unei apocalipse zombie, oferă sfaturi americanilor referitoare la pregătirea pentru dezastre. Puteți râde acum, dar atunci când se va întâmpla, veți fi foarte bucuroși că ați citit asta. Și da, poate că în acest fel veți învăța ceva despre cum să fiți cu adevărat pregătiți într-o situație de urgență din viața reală. Se arată într-un mesaj postat pe pagina CDC. La capitolul campanii, pe site-ul instituției care ține de Departamentul de Sănătate Publică al Statelor Unite, se află o categorie denumită invazie zombie încă din 2011. Ori știe ce știu? În fine, ideea principală este să ai în casă un kit de supraviețuire, indiferent că ești surprins de o invazie a morților vii, de un cutremur sau de un uragan. Prima etapă ar fi proviziile. Aveți nevoie de apă potabilă, rezerve de hrană la conservă, medicamente, acte, cuțit, bandă adezivă, trusă de prim ajutor și un radio cu baterii ca să stați pe Realitatea FM. Și când va bate Frankenstein la ușă, pasul 2 ar fi ca fiecare familie să aibă un plan de urgență. Dacă se întâmplă ceva, toată lumea trebuie să știe unde este punctul de întâlnire, pe cine contactează prima dată și alte lucruri de acest fel. Un lucru este clar, pandemia a schimbat modul de gândire al oamenilor. Ne-a arătat că orice este posibil și cu cât suntem mai pregătiți, cu atât este mai bine. Și parcă după 2020, nici filmul Resident Evil nu mai pare atât de SF, nu? Vaccinul anti-fake news chiar acum. Agenția AFP a făcut topul celor mai penibile mituri legate de coronavirus. Pe locul întâi este mâncatul usturoiului, urmat de inhalarea de aburi din ceaiuri, sucul de tărtăcuță, fumatul și gargara. Singurul adevăr de aici este cel legat de gargară. Toate aceste susțineri sunt doar gargară. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost rubrica Cecialytics de astăzi. Abonați-vă la canalul nostru Realitatea.net pe YouTube și în pauzele de știri și dezbateri dați un like și un share la toate episoadele noastre. Zi frumoasă să aveți! Mi-chan, chan, chan.